Salutare prieteni, astăzi discutăm despre arta protocolului, despre modul în care putem să comunicăm frumos și elegant. Invitata mea de astăzi este doamna Sandra Gătejanu Gheorghe, care a fost director de protocol al familiei regale, a fost director de protocol în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și acum este consul al României la Barcelona. Mă bucur tare mult că avem ocazia să ne vedem aici la Via Cluj TV. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur și eu foarte mult să ne, să ne revedem avem aici virtual deocamdată o carte Arta Protocolului, eticheta oficială în secolul 21. cei care urmăresc acest podcast, această emisiune vor avea ocazia să vadă și coperta cărții în postarea care însuțește acest fișier video și de asemenea un link de unde pot să-și comande carta. este apărută la editura Litera și aș vrea să plonjăm un pic între paginile ei, ce anume putem să aflăm dintre coperțile acestei cărți. Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vorbi despre volum. Uh, Într-adevăr, a apărut undeva la, la finalul anului 2022, începutul anului 2023, dar acum avem pe piață cel de-al doilea tiraj, uh, din fericire, ceea ce înseamnă că sunt mulți români preocupați de, de acest subiect. Uh, și revenind la volum, mi-am propus uh, să fac o trecere scurtă prin, uh, prin uh, zona de, de protocol, oferind informații uh, care țin de protocolul uh, instituțional. Vorbesc despre protocolul din cadrul anumitor organizații internaționale, dar pe de altă parte am încercat să să mă adresez și publicului larg, adică aș spune că nu este un volum dedicat doar specialiștilor, ci oricărei persoane care este preocupată de, de bunele maniere, de, de etichetă. Și în același timp își dorește să se intre puțin și în lumea aceasta a protocolului instituțional, regal sau oficial. Există și multe informații utile pentru cei care studiază domenii precum comunicarea publică. Până acum câțiva ani nu erau foarte multe cărți în limba română scrise de autori români sau traduse. Uh, Mi-amintesc că la SNSP era uh, un curs scris de. Fostul șef al protocolului prezidențial din perioada președintelui Iliescu, însă, de data aceasta, vorbim de o carte care pune lucrurile într-un context mult mai larg. Vorbim inclusiv despre uh, protocol uh, regal. Uh, cât de multe dintre experiențele pe care le-ați uh, trăit în cei 10 ani în care ați lucrat nemișlocit cu majestatea sa uh, au. Uh, concretizat paragrafe <laughs> din această carte? Foarte multe dintre, dintre ele. Într-adevăr, în momentul în care am, am gândit să, să scriu acest volum, am avut în minte ceea ce spuneați, pentru că pe piața din România nu sunt foarte multe publicații de specialitate în această zonă a protocolului, mai ales scrise de, de experți, pentru că uh, foarte multă lume se pricepe la fotbal, la politică, la, la etichetă, însă, pentru a putea veni cu un uh, volum ofertant, din punctul meu de vedere, pe piața din România, trebuie să ai și această experiență practică. Protocolul uh, poate să, să fie citit în volume, dar uh, e greu dacă nu ai și o aplicabilitate practică, pentru că doar așa. Te poți confrunta cu anumite situații și poți înțelege uh, ce se întâmplă în, uh, în viața de zi cu zi și cum se aplică aceste norme de, de protocol. Într-adevăr, în volum am uh, pus foarte mult din, din experiența mea. Am încercat uh, tocmai să transmit cititorilor uh, episoade, atât din perioada în care am. Uh, Lucrat pentru Familia Regală a României, dar și din experiența dobândită în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru că, de exemplu, am vorbit despre exercitarea primei președinții a Consiliului Uniunii Europene de către România și modul în care reuniunile au fost organizate. Am vorbit despre funeralile pregelui Mihai, am vorbit despre modul în care se organizează un, un eveniment, de la un, o simplă, un simplu dejun până la o recepție, un, un dineu. Și cumva, da, aș, aș spune că, din punctul meu de vedere, acesta este și atul volumului, faptul că informațiile respective nu sunt preluate pur și simplu din, din alte volume, ci fac sunt rezultatul experienței de mai bine de 15 ani din, din spatele carierei mele. Nu vă complimentez, dar este cert faptul că ați participat la scrierea istoriei contemporane. Ați fost în culisele unor evenimente care au marcat și care continuă să marcheze societatea noastră și aș vrea să vă întreb din acest punct de vedere cât de greu a fost să îi reînvățați pe cetățenii româniei cu care ați venit în contact, subtilitățile a ceea ce înseamnă protocolul regal după o perioadă în care eram cu toții tovarăși. A fost un privilegiu în primul rând pentru mine să lucrez pentru, pentru familia regală cu majestatea sa regele Mihai, majestatea sa regina Ana, custodele coroanei și principele Radu. Uh, și cumva aș spune că protocolul uh, m-a găsit pe mine uh, în momentul în care am, am, lucrat pentru familia regală, pentru că inițial uh, am, am ocupat postul de consilier al principelui Radu și a fost uh, majestatea sa Margareta, cea care a văzut în mine uh, aceste calități necesare omului de protocol și mi-a propus să devin uh, șef al protocolului regal la o vârstă destul de fragedă, pentru că doamna Simina Mezincescu, uh, șefa protocolului regal, uh, era destul de, de în vârstă la acel moment, în 2008, uh, și avea un rol uh, mai mult de reprezentare, participa la ceremonii, dar nu executiv. Și așa am început să mă apropii de acest domeniu al, uh, al protocolului. Uh, a fost dificil, dar nu atât de dificil pe cât m-aș fi așteptat să-i. Uh, să transmit aceste uh, norme de, de protocol sau de etichetă regală uh, oamenilor din, uh, din jurul familiei regale. De ce spun că nu a fost atât de dificil? Pentru că majoritatea celor pe care i-am întâlnit aveau un bun simț uh, născut și această tendință de a întreba. Uh, știau că vin într-un loc uh, special, că se vor întâlni cu membrii ai familiei regale și foarte mulți aveau această tendință de a se interesa în avans sunau sau ne scriau și ne întrebau, bun, cum trebuie să ne comportăm în prezența membrilor familiei regale? Ce avem voie și ce nu avem voie să, să facem? Deci, din acest punct de vedere, aș spune că am fost o norocoasă. Pe de altă parte, aveam oportunitatea ca de fiecare când erau organizate evenimente regale la Palatul Elisabeta sau la Castelul Peleș, să facem și un mic uh, instructaj, nu știu, să le explicăm uh, participanților ce, ce trebuie făcut sau ce ar trebui să se și intrau cumva lucrurile în, în rutina lor sau în, în bunul mers, se transmiteau și mai departe, pentru că de la un eveniment mai mic se participă la un eveniment mai mare și tot așa. Și din, din vorbă în vorbă eu cred că s-a creat o, o rigoare și 99% aș spune dintre ceremoniile organizate de, de familia regală păstrează și respectă acest protocol regal, inclusiv în prisma participanților. Ceea ce este foarte bine pentru că, până la urmă, nu, nu reprezintă decât o întoarcere la firesc. Dar dacă ne referim la perioada în care România a condus, a condus practic, să spunem, din punct de vedere instituțional, unul dintre forurile cele mai importante ale Uniunii Europene, aș vrea să vă întreb acolo care au fost provocările cele mai mari. Au fost multe provocări pentru că protocolul bilateral se deosebește de protocolul multilateral și cum Uniunea Europeană este la rândul ei o organizație internațională, trebuie să te informezi și să te raportezi la, la normele de protocol aplicabile în cadrul entității respective. A fost o provocare pentru că am avut ocazia și de această dată să conduc o, o echipă mare și inimoasă, pentru că au fost uh, colegi veniți din uh, diverse instituții care au pus umărul pentru reușita evenimentelor care s-au desfășurat în, în România, dar totodată am avut un număr foarte mare de, de voluntari. Au fost undeva în jur de 50 de, de studenți care ne-au ajutat uh, în, în organizarea reuniunilor și în bunul mers al uh, evenimentelor. Au fost uh, multe provocări pentru că am interacționat la momentul respectiv cam cu întreaga administrație publică centrală din România, pentru că au fost reuniuni ministeriale uh, organizate la București pe diverse domenii, uh, organizate de Ministerul Economiei împreună cu, cu noi, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și așa mai departe. Deci, practic, la fiecare nouă reuniune trebuia să, să explicăm. Uh, regulile de, de protocol colegilor din administrația publică. A fost un, un efort intens pe o perioadă destul de scurtă de timp, pentru că au fost șase luni cele în care România a exercitat această, această președinție la Consiliul Uniunii Europene. A fost și o noutate, pentru că era, așa cum spuneam și mai devreme, prima președinție a României, dar cred că efortul comun, lucrul în echipă, au făcut ca toate aceste evenimente să se desfășoare fără, fără decusuri. Dacă ne referim la noua calitate pe care o aveți, noua însărcinare de Consul General al României la Barcelona, cât de mult vă ajută aceste experiențe, aceste cunoștințe în munca pe care o depuneți acolo în, în Catalonia? Ajută foarte mult pentru că, din punctul meu de vedere, nu poți să fii un diplomat de săvârșit dacă nu treci și prin direcția protocol și prin departamentul consular. Eu cred că doar așa poți să fii un, un diplomat complet. Mă ajută în ceea ce fac zi de zi, pentru că, pe de o parte, protocolul înseamnă și foarte multă comunicare, ceea ce spuneați și dumneavoastră la, la început. Și atunci îmi place să comunic cu, cu oamenii și să am dialog constant. Am încercat în primele luni de mandat să mă întâlnesc cu cât mai mulți dintre românii aflați în circunscripția Consulatului General și să, să văd care le sunt problemele, cum îi putem sprijini și ce putem face în, în beneficiul acestora. you <laughs> Pe de altă parte, sunt și foarte multe activități de, de reprezentare prin care încercăm să promovăm imaginea României, să aducem artiști, să aducem oameni de, de afaceri. De exemplu, chiar săptămâna trecută am avut o misiune economică în, în Barcelona, care apoi s-a deplasat și în, în Palma de, de Mallorca. Și în fiecare dintre aceste evenimente pun foarte mult suflet, dar și know-how din această zonă de protocol, de la cum organizăm evenimentul până la modul în care sunt așezate drapelele, ordinea spiciurilor și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, experiența din această zonă de, de protocol mă ajută foarte mult și în exercitarea mandatului actual. Cred că iată, e și o conjunctură foarte, foarte frumoasă, pentru că Spania este monarhie. Deci, protocolul pregal nu cred că diferă foarte, foarte mult, deși în urmă cu sute de ani eticheta de la curtea spaniolă era cea mai dură, cea mai rigidă din Europa și sunt memorii ale unor uh, oameni care au uh, făcut parte din administrația uh, pe care o creaseră Habsburgi la Viena în perioada în care imperiul uh, condus de la Viena era cel mai modern stat din uh, pe Europa și care se plângeau de de rigorile etichetei uh, spaniole aduse încă de pe vremea lui Carol Quintul uh, uh, dar uh, Acum, într-o societate modernă bănuiesc că există o anumită adaptare. Exact, așa ar spune. Este o Adaptare, cum italianii. Exact! O adaptare a, a etichetei la a, noile familii regale a, domnitoare din întreaga Europa, de fapt, pentru că observăm din ce în ce mai. A, des această tendință a regilor sau reginelor Europei, dar și a, a lumii întregi, de a se apropia de, de supuși, de a, a, a interacționa cu aceștia și același lucru vedem și, și în Spania. A, în ultimele câteva luni a, regele Felipe a făcut dacă nu mă înșel, trei sau patru vizite în, în Catalunia și interacționează cu fiecare ocazie cu, cu poporul a, spaniol. A, da, aș spune că asta de etiqueta um... Spaniola nu este cea mai riguroasă, dar aș puncta altceva. Spaniolii sunt foarte atenți la acest domeniu, studiază eticheta și bunele maniere la școală, încă din cele mai mici clase, deci există o preocupare și o educație constantă în acest domeniu și în plus au și specializare pentru programele de, de studii superioare, deci există o facultate în cadrul căreia poți urma protocolul ca principal obiect de studiu, ceea ce spune. Foarte mult despre, despre ei și despre importanța pe care o acordă acestui domeniu. Directoarea de protocol a Parlamentului European este, este spaniolă și, tot așa, sunt multe exemple care ne arată faptul că spaniolii sunt unii dintre cei mai preocupați de, de această zonă în continuare, alături de britanici, aș spune. Ceea ce e foarte, foarte frumos pentru că, până la urmă, pe aceste reguli de conduită sunt o caracteristică fundamentală a civilizației noastre pe europene și cred că și noi putem să învățăm uh, din multe atitudini pe care le pe oamenii sunt uh, importante și în viața de zi, de zi, nu doar în ocazii mai solemne. Mulțumesc tare tare mult pentru prezența în această emisiune și vă invit cu mare drag să reveniți ori de câte ori sunteți la Cluj. Mulțumesc tare mult și uh, sunt convinsă că cititorii uh, vor fi interesați să descopere volumul Arta Protocolului. Mulțumesc mult! Mulțumesc tare mult! Uh, prieten, vă mulțumesc și vouă! Ne vedem pe nată!